Ce sunt papiloamele, candeloamele și verucile? Reprezintă ele un risc pentru sănătatea noastră? Trebuie oare să fie îndepărtate atunci când nu există niciun motiv de îngrijorare? Răspunsul la toate aceste întrebări le vei găsi în episodul de astăzi. Dar înainte de toate, abonează-te la canal și pornește clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Până și medicii de multe ori greșesc că ele sunt cauzate în urma unui papilomavirus specific. De fapt, nu este cazul. Ceea ce numim noi papilome sau în știință fibrom este un acrocordom, un neoplasm atârnat de o tulpină subțire. Deseori apar grupulețe pe orice parte a pielei. Papilomele sunt cunoscute prin aspectul lor neplăcut, dar oare ce cauzează apariția negelor? Se crede că sunt o manifestare a îmbătrânirii pielei. Cu toate acestea, practica a arătat că și copiii suferă de aceste neoplasme. Dar odată tratat sau îndepărtat, s-ar putea după un timp să crească din nou. Prevalența în rândul populației variază între 46 și 70% dintre oameni. Un tip comun printre ele sunt cele care apar pe tălpile picioarelor sau palmele mâinilor. Condilomul acuminatum sunt formațiuni care apar pe suprafața organelor genitale și sub brațe, de exemplu. Negii obișnuiți arată asemănător cu conopida cu coloane individuale a țesutului cutanat. Mulți oameni încearcă deseori să le taie, însă rădăcina lor se află mult mai adânc. Prin urmare, în condiții casnice, ar trebui să procedați într-un mod complet diferit. Cum puteți elimina imperfecțiunile menționate mai sus? În acest scop, ar trebui utilizate următoarele substanțe, care atunci când sunt aplicate local să aibă capacitatea de a provoca necroza țesuturilor și să dizolve papilomul sau alte afecțiuni nedorite în piele. De exemplu, astfel de proprietăți sunt caracteristica acidului salicilic. Concentrația sa poate fi între 1 și 50%. Dacă este necesar, puteți singur să pregătiți propria pudră prin turnarea unei fiole de alcool salicilic de 2% pe o farfurie plată. Apoi expuneți-l sub soare cu baldachin împotriva posibilelor ploi. Alcoolul se va evapora și se va forma un strat subțire de cristale de acid pe suprafața vasului. Tot ce rămâne de făcut este să le strângeți cu ajutorul unui răzuitor rezistent. Volumul normal al sticlei este de 40 de ml. Drept consecință, masa totală a pudrei uscate ar fi de 0,8 grame. Având în vedere costul scăzut al acestui alcool, este posibilă prepararea unei cantități mai mari. Aceasta trebuie aplicată într-un strat subțire, evitând zonele sănătoase ale pielei. Ce altceva puteți folosi pentru aceste tipuri de imperfecțiuni? Pentru a face față negilor tari și verucilor, puteți folosi creionul lapis. Din latină, lapis se traduce ca argint. Ar trebui să rețineți că prelucrarea zonei ochilor cu creionul lapis este strict interzisă. Acesta poate provoca arsuri la nivelul membranelor mucoase și probleme cu vederea. Cum funcționează acest produs? Reacționând cu apa, nitratul de argint din compoziția sa este activată. Masa se înmoaie ușor, ceea ce permite aplicarea produsului preparat pe neg. După aceea, este normal ca negul să devină mai întunecat. Acesta este rezultatul contactului dintre nitrat de argint cu oxigenul din aer. Aplicarea ulterioară va determina coordonarea țesutului și îi permite să ajungă la rădăcinile mai profunde. În consecință, rezultatul este dispariția completă a defectului neplăcut. Pentru cei care preferă vizitele la medic, există multe instrumente și intervenții în clinici. Prin urmare, lupta împotriva acestor defecte vor fi rapide și simple. Este recomandat să nu așteptați prea mult, deoarece riscați ca problema să crească în una mai mare. Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Aveți grijă de sănătatea voastră pentru a preveni orice complicații. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!